Bună ziua și bine v-am regăsit la Recrutat în Crișana. În emisiunea de astăzi vă propun să dezbatem un subiect mai special. Cum poate fi transformat imaginea unui oraș într-un adevărat brand? Îi am alături de mine pe cofondatorii proiectului Oradea în Imagini, Dan Dragoș și Vasile Valcan. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Sunteți destul de tineri. Cum de ați înfăptuit voi acest proiect Oradea în Imagini? Sau cum v-a venit ideea? Păi suntem tineri și cu voință și cu dorința de a schimba ceva în acest oraș. Ideea ne-a venit așa, vrând să facem ceva pentru acest oraș și fiind pasionați de fotografie și uite așa, am zis că hai să facem ceva din imaginile orașului, din fotografiile pe care le aveam, le postam pe rețelele de socializare și să construim ceva frumos. Când a început acest proiect? În februarie, 18 februarie 2012. Știi foarte bine data, da. De ce? E, că marchează ceva anume? Pentru noi doi, proiectul ăla din imagine este practic un ceva e al mai nostru. Mult, de al nostru și e copilul vostru. Da, exact. Da. Și de aia ține minte și iubim practic. Vedem cum creștem de zi de zi, crește tot mai mult, tot mai mult și lumea apreciază foarte mult. Este extraordinar. Aveți emoții când vorbiți despre proiect? Înseamnă așa de mult pentru voi? Știu că sunteți studenți. E un lucru pe care îl faceți pentru bani? E un aspect comercial? Știm că aveți foarte multe imagini cu Oradea și poate deveni, după cum spuneam eu, un brand al orașului nostru. Da, dar nu facem din bani, e doar pură pasiune. Deci nu facem pentru bani, nici n-am investit. Banii care i-am investit doar noi, nu avem reclame, nu avem absolut nimic, doar din pasiune. Pentru imaginea orașului, în primul rând. Să promovăm mediul online. Și Oradea era și... nevoie de așa ceva pentru Oradea? Absolut. Cred că da, mediul online în ziua de astăzi are putere foarte mare, are un cuvânt de spus în promovare. Și ajunge la mai mult decât, poate, de exemplu, un banner în oraș. Merge peste granițe, avem persoane din America, din Canada, din toate țările care ne urmăresc. Care apreciază orașul Oradea. Și ne scriu mesaje că le este dor de Oradea și ne scriu mesaje în continuu și ne trimit poze și că vor să vină acasă și este incredibil. V-ați gândit că va deveni un astfel de mod de a lega cei care sunt plecați peste graniță de orașul din care au plecat? Nu ne-am gândit la asta. Nu ne-am gândit că o să aibă așa mare impact. Am început așa câteva poze de ale noastre și pe urmă am zis că hai să implicăm și orădenii, să ne trimite și ei poze de acolo și le postăm și pozele lor pe net și așa și prietenii lor văd pozele și e așa un proiect care implică orădenii, toți. Și așa avem o imagine a orașului pe care o fac chiar orădenii. Chiar orădenii, exact. Da. Cum văd ei din perspectiva lui. Și are trecere la orădeni? Da. Chiar primim foarte multe poze să le punem pe pagina. Deci chiar merge. Și uite așa, de asta am și gândit să facem astfel de proiect, că Oradea are nevoie de un astfel de proiect de promovare, fiindcă nu există un site anume, un site care să promoveze orașul, arhitectura orașului, cultura, istoria orașului. Și cu asta aveți fotografii? Aveți. Cu imagini din Oradea care sunt sugestive, ca să spun așa, cu crișul repede, cu clădiri de patrimoniu sau și cu oamenii și evenimentele? Avem și poze și vechi din perioada interbelică, din perioada comunistă, cu arhitectura, cu oamenii din perioada respectivă, avem și cu poze cu oamenii și cu evenimentele actuale. Am încercat cum să adunăm cât mai multe poze. Deci tot ce este sugestiv și reprezentativ pentru orașul nostru. Da, exact. Și se limitează doar la atât, la a posta imagini pe o rețea de socializare. Știu că aveți o pagină pe Facebook. La început a fost doar așa, pe Facebook. Am început doar cu poze, că am zis că hai că doar cu poze, că au impact. Un prim pas. Da, un prim pas. Și pe urmă, cu timpul, am zis, vorbeam cu Vasile că hai să facem ceva mai mult de atât, că se poate. Și noi putem, avem voință să ne pășim. Unde ați ajuns? La campania Mândru că sunt oredean, pe care o desfășurăm acum luna octombrie, ocazia celor 900 de ani. Da, și prin care vrem să trezim spiritul de oredean, să facem pe oredean să se simte că sunt mândri de acest oraș. Vin foarte mulți din afara județului, vin în oraș și spun că aveți un oraș foarte fain și noi poate de multe nu-l apreciem pe cum ar trebui. Da, că noi... Și prin campania asta vrem să-l trezim, să spunem oamenilor, apreciați orașul că chiar merită. E un oraș... Da, foarte din frumos. Păcate noi orădenii suntem obișnuiți cu orașul. Și nu mai știm să descoperim comorile pe care le avem în Oradea. Și tot timpul văd oameni pe stradă care stau cu privirea în pământ și
asta și vrem să trezim, să se ridice privirea din pământ, să se uite la oraș, să trăiască, să simtă orașul, atmosfera din oraș. V-ați gândit că e un fel de campanie de promovare pe care o faceți pentru Oradea și că poate ați putea face bani din asta? De la bani? Da, dar puțin mai greu momentan. De ce? Pentru că nu aveți experiență sau pentru că e foarte greu să accesezi un astfel de domeniu? Nu neapărat. E mai greu puțin că noi vrem să avem conținut de calitate pe site și pe pagină. Și vrem ca dacă va să chemăm ceva sponsor, să avem ceva sponsor, să aibă un produs de foarte calitate. Bună calitate. Da. Și până nu suntem noi pregătiți să fim de calitate, nu putem să avem pretenții la câștiguri. Dar vă gândiți că pe viitor s-ar putea să fie un proiect care să vă aducă bani. Da, da. Noi ne-am dorit să colaborăm mai mult cu firme private care în domeniul turismului sau cu primăria sau cu instituții de stat care promovează la rândul lor turismul. Ar fi normal să se întâmple chestia asta. Dar sunt foarte puțini tineri, ca și voi, care sunt interesați de o astfel de campanie de schimbare a imaginii orașului nostru. De ce credeți? În ziua de azi oamenii sunt foarte indiferenți și nu știu de ce, mai ales tinerii din ziua de azi. Asta nu-mi explic de ce, nu știu, au altă mentalitate, vezi pe stradă, alte priorități. Și voi sunteți studenți la amenajare teritorială, da. Dacă știu bine. Da. Și de aici a pornit, credeți că are legătură cu acest proiect, faptul că vă specializați în amenajare teritorială? Da, eu am făcut și tema de licență pe brandul orașului Oradea și fiind și pasionat de fotografie, cam toate se leagă așa până la urmă. Și în cazul tău e același lucru? Da, eu sunt la Calcota Ajutorul de Informații student și practic și asta, mediul online cu ce folosim tehnologie, m-a atras mai mult. Și atunci tu ești cel care se ocupă de partea de tehnologie și de electronică și de IT și tu vii cu partea artistică. Da, cam da. Da. Și te-ai gândit că poate din acest hobby de parte artistică poate îți dezvolți și o profesie, o carieră, să treacă mai mult de hobby. Asta mi-aș dori cel mai mult. Să ajung să fiu fotograf, să călătoresc prin lume, asta ar fi ideal, să zic așa, cred că toată lumea și-ar dori. Dar deocamdată încep din Oradea. Da, din Oradea, da. Și chiar o să avem o expoziție în cadrul proiectului Oradea în Imagini. Anul ăsta probabil o să avem expoziție foto. Nu știu mai multe detalii, nici nu vrem să dăm mai multe detalii, dar e exclusiv. Deci păstrăm un pic secretul acestei expoziții, dar vom vedea imaginile de referință pe care le-ați postat până acum? Da. Cele mai reușite. Cele mai reușite. Spuneați de acest proiect de Mândru că sunt oradean. Ce presupune el? Am contactat persoane diferite din Oradea. Am mers pe principiu persoane care se simt mândre că sunt oradeni. Adică nu contează dacă au copilărit în Oradea și s-au mutat în alt oraș sau dacă au venit în Oradea. Ideea a fost să ei să se simtă în oradeni. Și am rugat să ne dea o scurtă declarație în care ne spun de ce sunt mândri că sunt oradeni. Un fel de scrisoare de dragoste pentru Oradea. Da. Exact. Și noi am publicat pe pagina noastră și la sfârșit, până acum am avut, de la începutul lunii octombrie până în 12, am avut o parte și după aia până la sfârșit o să fie partea a doua de articol și de declarații. Și selectați din acestea cele mai bune declarații de dragoste pentru Oradea? Alea le punem pe pagină, pe site toate ajung. Noi luăm puțin scurt text, le punem pe o poză și alături de poza persoanei și publicăm pe pagină. Și întreaga declarație o publicăm pe site. Are succes astfel de campanie, Mândru că sunt oradean? Ați văzut pe Facebook care sunt reacțiile oamenilor? Păi, eu din câte am văzut-o, are succes. Chiar am făcut tot în campania respectivă, am făcut cover-uri pentru Facebook. Cine se simte mândru că e oradean să-și pună cover-ul respectiv pe Facebook. Și am văzut la multe persoane care și-au postat poza respectivă. Necunoscuți, da, bineînțeles. Care sunt mândri că sunt oradeni. Și simțiți așa că aveți succes? Da. Când îi vedeți și pe alții necunoscuți, că sunt mândri cu fotografiile voastre? Nu neapărat că avem succes. Ne bucurăm că a reușit proiectul nostru. Adică ne bucurăm că a prins la public și că oamenii le apreciază. Mai mult asta contează. Ce părere au cei din jurul vostru? Familiile? Bănuiesc că vă dedicați destul de mult timp pentru acest proiect și pentru Oradea în Imagini. Ce părere au ei despre inițiativa voastră?
Păi, ce să... Eu și lucrând și fiind la facultate, am timp și pentru Oradea în Imagini. Păi, am timp și este când dorm foarte puțin nopțile nedormite și... Nu, ce să zic, mai culcă-te și tu. Zic, imediat am și treburile mele, pasiunea mea și sunt foarte mulțumit, sunt mândri. Chiar acum mă gândesc că se uită la televizor. E totuși un pas înainte. Vă gândiți că vă va ajuta la carieră? Ai tăi ce spun? Se bucură și mă susțin. Și practic ne susțin pe amândoi și prietenii toți ne susțin și ne dau share-ul și like-ul și pe Facebook și practic moral. Vă ajută. Da. Și credeți că toată experiența pe care o acumulați în cadrul proiectului Oradea în Imagini vă va ajuta pe viitor într-o carieră? Tu ai spus că te ocupi de partea aceasta de IT și ești chiar student la IT. Eu cred că da, ne va ajuta. Că... Chiar, de exemplu, sunt joburi în IT pentru social media și având o pagină, administrând o pagină așa de mare, e... O experiență în plus. Da. Și în cazul tău? Păi chiar acum, și acum mă ajută pe mine, cunoscând foarte mulți oameni pe care nu credeam că se cunosc, experiențe cu ei, stând la discuții cu ei, te ajută foarte mult și înveți de la ei și e un sentiment plăcut. Și pe partea de amenajarea teritoriului, da. Găsești anumite puncte din oraș în care te gândești că poate ar putea fi făcute altfel? Da, chiar de la ideea asta am pornit, fiind student la amenajarea teritoriului, să schimb ceva, imaginea orașului, să o schimb. Nu ne-am parat amenajând un parc sau o clădire, dar schimbând, să-i fac un brand, până la urmă. Asta îi lipsește orașului. Să schimbăm imaginea pe care o are Oradea în ochii orădenilor, da. În primul rând, da, a orădenilor și în al doilea rând a străinilor, că și asta contează cel mai mult. Și străinii, cum pagina voastră poate face concurență altor pagini, ale altor orașe? Sunt alte orașe care ar putea concura cu ceea ce aveți voi, cu Oradea în Imagini? Nu. Adică sunt pagini care tot așa cam pe aceeași idee merg, dar nu concurăm. Încercăm să fie, fiecare promovează orașul lui, practic. Dar ce am reușit, ce nu ne așteptăm la asta, sunt orașe în pagini pe internet care au apărut după noi, tot așa, cu orașul și în imagini. Practic, deci este un brand care a fost preluat și de alții. Da. Este o idee care a fost preluat și de alții. Am văzut cel puțin două orașe care tot așa au... în imagine. Și nu v-ați gândit că poate ar trebui să vă apărați această sintagmă? Ne-am gândit. Oradea în Imagini? Ne-am gândit, dar financiar nu ne permitem. Așadar, aveți nevoie de un sponsor care să vă ajute să păstrați acest brand al orașului Oradea. Da. Chiar, anul trecut am primit un telefon amuzant dacă vindem brand Oradea în Imagini și pagina respectivă pe... Deci este considerată ca o afacere, da, până da, la urmă. Alții văd deja ca o afacere și mulți prieteni mă întreabă că facem bani din ea, e o afacere, putem să facem bani? Zic, da, se poate face momentan, nu vrem să facem, să construim un site cu articole, cu conținut original și abia de calitate. Apoi. Da. Abia apoi vă gândiți. Care să fie permis, să pot chiar să faci. Și v-ați gândit că odată ce ajungeți în acel punct să definitivați acest site cu articole și cu fotografii care să fie ale voastre, să-l vindeți? Sau ați vrea să mergeți cu el mai departe? Eu nu. Ei, noi l-am crescut, noi l-am creat. Nu. Care ar fi următorul pas? Spui de acest site cu imagini și cu articole originale. Care ar fi următorul pas? Cum ați putea să dezvoltați și mai mult acest proiect? Păi, acum mai avem un plan... Am văzut și acum un oraș, s-au creat niște hărți turistice. Noi ne-am gândit să facem o hartă turistică online, dinamică, care, părerea mea, cred că e mult mai utilă și ajunge mult mai repede la turist. Dacă vrea să vină un străin să viziteze Oradea, intre pe site și deja vede harta turistică cu toate obiectivele. Asta presupune foarte multă muncă pentru tine, înțeleg. Da. În fel, acum la partea de hartă lucrează el cu, știi mai bine, cu asta. Ce înseamnă străzi și obiective turistice. Da, da. Și la partea de IT presupune un pic de muncă. Da, el o implementează și eu trebuie să identific toate obiectivele turistice, să facem poze. Și nu e o muncă destul de grea pe care să o desfășoare doar două persoane? Nu vă mai ajută altcineva sau să măriți această echipă care lucrează la Oradea în Imagini? Avem trei colaboratori care ne ajută pe alte domenii.
pe copywriting și pe traduceri și pe articole pe istorie. Spuneți că pe traducere, asta da. Înseamnă că avem și texte în engleză la fotografie. Da, ne-am gândit și să facem site-ul în engleză. Asta ar fi un următor pas pentru site. Să-l facem... Să-l traducem în engleză. Să fie pentru toți turiștii. Da, da. Că o imagine, nu cred, că e sugestiv o imagine, dar unul poate în turist vrea să afle mai multe informații despre clădirea respectivă și să aibă, să fie un text și în engleză. V-ați lovit de astfel de străini în drumurile voastre prin oraș în care efectiv oamenii nu știau unde se află un anumit obiectiv turistic și aveau nevoie de astfel de hartă? Moment, sincer eu nu, dar că am primit tot așa un telefon că să mă sune, a găsit pagina pe site, pe internet și vrea să, dacă avem albume foto cu Oradea, că era interesat și în limba franceză, că vrea să-i trimit un cadou la un francez. Și ne-am gândit la varianta asta să facem albume foto cu Oradea. La cerere sau să fie, să le aveți voi? Tot așa nu ne permitem și ar fi ideea la cerere. V-ați gândit că poate ați putea să încheiați un parteneriat sau un acord cu autoritățile locale ca să dezvoltați acest proiect? Am încercat colaborare, dar nu am reușit. Deocamdată nu. Mai insistăm acum. Dar poate un proiect de mai mare învergură. Fonduri europene, poate v-ați interesat? Presupune mai multă muncă. Da, mult mai multă muncă. Momentan eu, sincer, nu-mi permit din timp, din păcate, dar pe viitor ne-am gândit și la varianta asta. Cu fondurile europene. Da. Și când spui că tu lucrezi, angajatorul tău ce părere are? Este și el în domeniu, în amenajare teritorială? Nu, nu în domeniu, dar și el tot timpul mă felicită și cum vede. Este un fan al paginii? Da, e fan, da, e fan. Îi place și lui, să zic așa, și el e pasionat de fotografie și de Oradea, în primul rând, și băi, chiar e ok. Ați descoperit locuri de care nu știați, de existența cărora nu știați în excursiile voastre prin Oradea, excursiile foto prin Oradea? Locuri pe care nu le-ați văzut? Da. Cred că da, că noi obișnuiam și obișnuim să ieșim seara și să ne plimbăm și ne place să mergem prin zone prin care n-am mai fost, să descoperim orașul, să-l cunoaștem mai bine și chiar am descoperit unele locuri, locații foarte frumoase. Poate ar trebui, nu știu, să organizați și o întâlnire cu cei care deja sunt fani ai acestei pagini și să faceți și un concurs cu ei. Da, chiar ar fi drăguț și un tur turistic a orașului cu cine dorește. Chiar cu orădenii. Cu orădenii, da. Să cunoască orașul mai bine, să-l cunoască la paz orașul. Că mulți dintre orădeni tot așa sunt indiferenți sau, nu știu, chiar nu înțeleg de ce sunt așa de indiferenți. Nu-și cunosc istoria, să nu-și cunosc clădirile din oraș, sunt așa de nepăsători. Și astfel fiecare fotografie pe care o postați are și o anumită descriere. Da. Ați încercat să prezentați o clădire din oraș? Da, avem câteva articole pe site, scrise de colega noastră și în detaliu, cu multe poze, cu unde e poziționată clădirea respectivă și... Au succes? Au succes mai mult decât fotografiile simple? Sau societatea are tendința de a se uita pe fotografie și de a citi mai puțin? Da, din cred că mai mult cu fotografiile merg. Am observat că multă lume nu au timp sau nu au chef, nu știu, să citească să foarte mult. Sau, de exemplu, dacă avem un video, nu se uită la el. Preferă să o imagine, dea like sau să comenteze și gata. Și atunci o fotografie face mai mult decât 1000 de cuvinte. Exact. Da. La asta v-ați gândit și când ați făcut proiectul? Da, că ne-am gândit că cu siguranță o să aibă impact. Imaginea au impact tot timpul și... Da. Aveți o mulțime, aveți peste 10.000 de like-uri la pagina voastră de socializare. Ați crezut că o să ajungeți așa departe? Nu. Nu. Chiar nu ne așteptăm. Dar pe parcurs tot ne vin așa dorința, pasiunea asta să facem tot mai multe, să strângem, să facem. Și idei ne-au venit pe parcurs și ne-au sprijinit prietenii din jurul nostru și uite că s-a ajuns aici. Vorbiți despre faptul că cineva chiar s-a oferit să cumpere acest brand, da. Oradea în imagini. S-ar putea dezvolta acest proiect și la alte orașe din județul Bihor? Din Bihor? Din Bihor. Cred că da. Mulți, mai în glumă, mai în serios, mulți
ne zic că ar trebui să facem, de exemplu, alte orașe din imagini. Și pe unde mergem ne spun, dacă a fost acum în august, trebuie o mică excursie până în Timișoara și glumeau cu noi că să facem și Timișoara în imagini și tot ne cecăleau. Dar cred că s-ar putea. Dacă ar fi cine să se ocupe, chiar s-ar putea. S-ar putea face un astfel de proiect pentru fiecare oraș mare din România. Da, cu siguranță. Și ar avea impact. Pe partea de online, cu siguranță ar avea impact. Ar avea, credeți, mai mult impact asupra străinilor decât asupra românilor? Sunt ei consumatori de imagini spectaculoase cu orașele din această parte a Europei decât românii? Spuneți că aveți și cititori care sunt străini. Da, sunt mulți străini, da. Și cred mulți români plecați în străinătate și chiar și străinii sunt, nu știu, gândesc altfel, vor să vină să viziteze alte lucruri noi. Românii, ei cred că sunt obișnuiți cu orașele din România, au altă mentalitate. S-au plafonat? Nu mai sunt curioși să afle lucruri noi? Nu sunt curioși să afle lucruri noi, nu se interesează să citească, nu vorbesc să citească, văd o imagine și e suficient. Ce credeți că ar trebui ca în momentul actual, acest site al vostru este unul neoficial pentru Oradea, cum ar trebui îmbunătățită oficial imaginea orașului nostru? Tot printr-un proiect de genul vostru? De genul pe care l-aveți voi? Da. Cred că da. Cum spuneam, mediul online are putere foarte mare, are un cuvânt de spus și mai ales pentru turiștii de afară. Și pentru ei... informația nu poate să ajungă altfel la ei decât în primele de online. Sunt puține imagini și informații cu Oradea în mod oficial pe un site al primăriei, de exemplu? Păi da, asta lipsește. Da. Primăria Oradea nu investesc bani în turismul oradean. Nu au un site de prezentare a orașului. Și de asta am gândit că lipsind acest site, hai să facem noi. Chiar dacă nu e oficial. De ce să nu facem noi? Uh-huh. Și aceste puncte turistice? Avem puncte turistice în oraș, în afară de cele hărți? De asta era nevoie de hartă online? Da, păi da, avem... La ora actuală am adunat peste 80 de obiective turistice pe care le-am identificat momentan în Oradea. Și de care oradenii nu le știu. Nu le știu nici istoria, nu știu mai nimic despre ele. Și asta era ideea, să le facem cunoscute. Le contabilizați și apoi le faceți. Pe când am putea vedea o astfel de hartă a obiectivelor turistice din Oradea cu... Să fie online, să fie disponibilă. Probabil anul ăsta, la sfârșitul anului, noi pregătim acum o dată așa mai specială. Cel mai probabil la începutul anului viitor. Da. O dată cu aniversarea în februarie? A doi ani. Probabil. Probabil, da. Vedem. Aveți mult de lucru. Acest proiect Mândru că sunt oradean, când se termină? Ne-am gândit să... La sfârșitul lunii, până la, inițial am zis că până la sfârșitul lunii, în fiecare zi să fie o persoană apară o persoană, dar cred că vom continua cu o persoană, să apară o dată pe săptămână și după... După succesul mare pe care l-a avut, ați decis să-l continuați? Da. Da. Dacă avem multe persoane care ne trimit mesaje că sunt mândru că sunt orădean, și ne scriu. Și am zis că îi punem și pe ei. De ce să ne punem? Chiar o doamnă din Italia. Din Roma. Din Roma. Ne-a trimis o declarație că e mândră că e orădeancă. Așa, atunci e bine să-i promovăm pe toți aceștia. Da. Sigur. Mărim popularitatea orașului. Cum i-ați ales? Sau fiecare orădean care este mândru că locuiește în acest oraș poate să vă trimită în mesaj? În principiu am întrebat, așa vorbea, în stânga și în dreapta. Am întrebat prietenii prietenilor, tot așa, și am ajuns la diferite persoane din care au diferite joburi. Și am întrebat, nu știi pe cineva care e, de exemplu, polițist sau nu știi pe cineva care e medic? Ați depășit această parte a simplului cetățean. Da. Și ați avut medici, polițiști, autorități care s-au implicat? Autorități nu. Mai puțin cu autoritățile atunci. Da. Personalități din Oradea care s-au implicat? Da. Și personalități, și arhitect, designer, actor o să avem. Care v-a impresionat cu declarația lui de dragoste? Este vreunul care v-a impactat în mod special? Cred că fiecare persoană a avut ceva special în declarație. Fiecare a spus-o din suflet. Și-a exprimat dragoste din suflet. Ceea ce nu cred că cineva poate fi mai... Putem spune că cineva a avut o declarație mai frumoasă ca
restul, dar fiecare, simt, fiecare a fost fiecare specială. Simte ceva. Și voi ați scris? Voi v-ați scris? Ne gândeam la sfârșit să apărem noi, să fim ultimii. A, deci vă gândiți, vă pregătiți discursul din timp. Nu va fi un discurs. Pur și simplu ce simtem pe momentul respectiv, aia o să scriem. Deci brandul Oradea-n Imagini este de succes. Putem să-l considerăm de succes? Da, absolut. Da. Și putem vorbi de el ca un brand sau ca un viitor brand? Da, da, cu siguranță. Deci vă gândiți la acest lucru? Să-l înregistrați? Să fie un brand oficial? Da, nu ne-am gândit și la varianta asta. Acum, problema noastră este lipsa de fonduri. Asta e singura problema noastră. E nevoie de mulți bani? Pentru înregistrare în mărci, da. Da. Și pe anumită, și pe perioadă scurtă este destul de scump. Da. Dar acum eu văd un viitor frumos și în care va crește și o să iasă o chestie chiar frumoasă. Și harta pe care o faceți va fi gratuită sau pe bani? A, gratuită. Spui asta că e foarte natural că va fi gratuită, dar poate va fi o oportunitate. Să fie o aplicație pe telefonul mobil care să se plătească. Cred că e mai important să facem cunoscut orașul decât să câștigăm bani din asta. Asta e ideea. Majoritatea se gândește direct la afacere. Noi ne gândim să promovăm orașul fără nicio afacere. Ideea principală e să promovăm. Dacă reușim să câștigăm ceva bani, ar fi super. Da, ce ar trebui? Sunteți foarte hotărâți și aveți foarte multă voință și faceți acest lucru gratuit. Ce ar trebui să învețe tinerii voștri colegi de la voi? Ar avea ce să învețe de la voi? Da, în primul rând să aibă și ei o pasiune. Că mă gândesc că toți sunt creativi, toți vor să facă ceva, au un scop în viață sau o pasiune. Să o dezvolte. Și ne-am dezvoltat pasiunea fotografie, Vasile în IT și am combinat fotografia cu IT-ul și a ieșit o chestie frumoasă și ar trebui să facă la fel. Îi va ajuta pe viitor în carieră să-și dezvolte această pasiune? Cred că orice proiect de genul poate să ajute pe viitor, în formare și în personală, în formarea caracterului. Și pe noi ne-a format, cunoscând diferite persoane, am ajuns și la televizor și la radio și te formează. Și îți dă un imbolț să mergi mai departe? Da. Da. Ce v-ați dori pentru proiectul vostru? O ultimă întrebare înainte de încheierea emisiunii. Ce v-ați dori? Cum ați dori să ajungă? Unde îl vedeți așa peste 5 ani? Un milion de like-uri, peste un milion de like-uri. Internațional? Da, eu chiar îmi doresc să ajungă chiar internațional, bineînțeles. Nu doar la nivelul României. Să ajungă internațional. Și pe partea aceasta de o altă orașe, să vă extindeți? Putem preconiza o extindere și în alte orașe? Noi nu știu dacă ne-am extinde, noi ar trebui să n-am mai putea să ne dedicăm proiectului Oradea-n Imagini. Dacă ar fi foarte frumos dacă am reușit să găsim alte persoane dornice din diferite alte orașe care locuiesc în orașul respectiv, locuiesc în orașul care să fie mândru de orașul în care stă. Eu sunt mândru că sunt oradean și de asta am și creat site-ul și proiectul în sine. Și atunci vă căutați colaboratori. Ați putea, dacă ați avea colaboratori, să extinde acest proiect. Da, dacă sunt dornici și să nu se gândească în primul rând la bani, să fie voluntari acum, că nu pot veni banii așa dintr-o dată, să facă prima oară din pasiune, să fie voluntariat și pe urmă vor veni acum și satisfacțiile financiare. Da, că, din păcate la asta se gândesc toți. Asta e, să zic, trist în ziua de azi. Toți se gândesc la bani, la bani, la bani, da? Trebuie să faci ceva din pasiune și din plăcere. Vă mulțumesc că din pasiune faceți ceva pentru Oradea și schimbați imaginea și cine știe, poate peste 5 ani de zile ne vedem să vorbim despre un brand înregistrat Oradea-n Imagini. Să sperăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături. Mersi. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Vă doresc o zi frumoasă și ne revedem și mâine la Recrutat în Crișana.